Afinele românești deja au început să apară pe piață. Tarabele din piețele din Târgu Jiu sunt pline de aceste fructe, iar prețul de vânzare variază între 17 și 20 de lei pe kilogram. Consumate proaspete, în dulceață sau în alte preparate, beneficiile pe care afinele le au sunt nenumărate. Afinele au un conținut bogat în nutrienți, dar scăzut în calorii, reduc deteriorarea ADN-ului, protejând împotriva îmbătrânirii și a cancerului. Afinele pot scădea tensiunea arterială, previn apariția bolilor vasculare, dar și multe altele. Referitor la prețurile din piață, acestea sunt mai mari decât în anii anteriori, însă acest lucru este determinat de mai mulți factori, printre care și prețul crescut al carburanților necesari pentru deplasarea pe munte. Prețurile au fost mai mici, acum depinde cum merg, de unele aducem la munte, că cum mergem de sus, benzina s-a mai scumpit, motorina, și acum dacă urci pe munte, sus pe plai, se consumă benzină mai multă. A fost și cu 17, 18, le-am avut și cu 20 la vânzare. Culesul afinelor implică atât multă muncă, cât și instrumente speciale. Să culeg cu pepten, trebuie să fie o pepten, oricum, stai în cizme de cauciuc, stai aplecat, că sunt tufiți așa mici, da, și cu peptenul le culegi, vorbă le alegi de frunzuliță, e muncă, e. Întrebați despre prețurile din piață, părerile oamenilor sunt împărțite. Am cumpărat afine pentru gospodărie, o să punem într-o damigeană cu alcool, cum se face la țară. Asta. Prețul la afine e acceptabil. Pentru să fac și eu dulceață. Și prețurile cum vi se par? Ei, cam scumpe, dar ce să facem? Trebuie să luăm. Prețul pe kilogram al acestor fructe este posibil să mai scadă începând cu luna august. O să se coacă pe munte, pe plai sus de așa și acolo sunt mult mai multe afine. Și când se coace acolo, mai scade prețul la ele. Vedete pe piață, la momentul actual mai sunt și murele, al căror preț de vânzare este de 10 lei pe kilogram. Acestea având de asemenea diverse întrebuințări. Murele au fost la 15 lei kilogram, un mure de cultură, de grădină. Așa. Și ăstea le trebuie apă foarte multă, udat în continuu la ele și acum a scăzut la 10 lei kilogram. Da, dar se vând, se face dulceață, se face și vin din mure, da, murat.